Zălăanul Dan Mirșidan, actualmente legitimat la Clubul Sportiv Municipal Suceava, s-a clasat la finalul săptămânii trecute pe poziția a treia la Crosul Primăverii de la Botoșani unul dintre cei mai talentați sportivi din ultimii ani ai clubului sportiv școlar Zalău, Dan Mirșidan, nu a fost dorit cu prea mare insistență de clubul sportiv municipal Zalău la terminarea junioratului. Chiar dacă cel puțin teoretic, atleții juniori de la CSS Zalău ar trebui să-și continue activitatea sportivă la clubul municipal din Zalău, de ani buni la terminarea junioratului, atleții pregătiți de Radu Rusu, Radu Rusu Junior și Nelian Ianchiș ajung să concureze pentru cluburile de seniori din țară. Considerați probabil prea puțin valoroși pentru Zalău, la terminarea junioratului, sportivii de la CSS Zalău s-au orientat spre alte cluburi din țară și au ajuns la unități sportive titrate, precum Steaua București și CSM Suceava. Dornici de a-și demonstra valoarea, atleții s-au pregătit mereu cu multă seriozitate și au continuat să urce pe podiumul național al competițiilor la care au participat. Un ultim rezultat bun pentru zăloanul Dan Mirșidan a fost obținut la Botoșani la prima ediție a crosului primăverii. Dan Mirșidan s-a clasat pe locul 3 din peste 300 de concurenți prezenți la startul cursei de 3 km. Dan a fost devansat de multiplul campion național al probelor de 800 și 1500 de metri ale curselor organizate pe piste, dar și a ultimelor două ediții ale Cupei României la cross. Poziția secundă a redevenit localnicului Ștefan Bălăucă, în timp ce Dan Mirșidan, antrenat de Silviu ca Sandra a reușit să prindă ultima treaptă a podiumului și a obținut un premiu în valoare de 500 de lei. Am aflat de acest concurs întâmplător, cu o zi înainte de competiție de pe un site de socializare. Am văzut că se acordă premii tentante și am decis să merg să alerg, chiar dacă eu momentan mă pregătesc pentru campionatele naționale de pistă, unde voi alerga în proba de 10.000 de metri. Sunt mulțumit de rezultat și sper să reușesc în continuare clasări pe podium la competițiile la care voi participa. Dan Mir și Dan va mai alerga anul acesta și la campionatele naționale de semi-maraton și maraton și promite să devină unul din cei mai buni alergători de maraton din țară anul trecut la debutul într-o cursă de maraton atletul original din Zalău a terminat competiția pe locul 2 la categoria de vârstă tineret